Bună, drăguților! Bună, sufletele mele faine! Fac astăzi o etalare în două variante de răspuns. V-am ascultat sugestiile, așa că în seara aceasta am decis să fac etalarea pentru cei care sunt acum în separare, care așteaptă să vadă dacă se mai împacă cu persoana iubită sau nu se mai împacă sau ce se întâmplă acolo. Deci pentru împăcări facem în seara asta, da? Hai să vedem! Numărul, nici știu cum se vede camera, dacă este invers. În fine, eu așa am pus numărul 1 și numărul 2. Poate că e invers, da, asta e. 1 și 2. Uite, așa le așez. Da, numărul 1 vom folosi acest tarot, Gregory Tarot, iar pentru numărul 2, Golden Tarot. Ok, haideți să nu mai lungim și să vedem ce ne arată cărțile pentru numărul 1. Ce avem la numărul 1? Și ne gândim la persoana cu care tu ai de-a face și haide să vedem dacă acea persoană își mai dorește împăcarea cu tine, că până la urma urmei mă gândesc că aia te interesează. A sărit aici o regină de spade, am văzut. Regina de spade, să știi că e o persoană care e un pic cam întoarsă în acest moment, o persoană care încă mai are ceva de spus, o persoană care setează granițe personale. Dar mai vedem, da, la numărul 1. Ce crede persoana asta, cum, prin ce trece, cum se simte acum, cum se gândește acum la tine, ce mai simte pentru tine, ce s-a întâmplat acolo între voi sau cum consideră această persoană că a fost relația cu tine, contează foarte mult și asta. Și vreau să văd aici dacă am, da, am luat 3. Dacă își dorește împăcarea, da? 3 cărți pentru a vedea dacă își dorește să se împace cu tine. Ia să vedem cum este persoana asta. E singură în acest moment. E singură și se simte bine. 9 de cupe și eremitul. E singură și se simte bine. Se simte bine cu prietenii. Singură în ce sens? Singură în sensul că, indiferent că petrece, vezi tu că e cu ceilalți în jur, că e acompaniată de prieteni, de familie sau alte persoane, ea se simte cumva singură, da? Cu eremitul, analizează ce s-a întâmplat, se uită un pic în trecut, dacă vezi tu, cumva se uită în trecut și amintește anumite evenimente din viața voastră, probabil. Ok, cum se gândește la tine în acest moment? 3-ul de spade și 9-le de bâte. Aici este o rană repetitivă, ceva s-a repetat, tot s-a repetat, rănile astea, da, s-au repetat. Se gândește că ești rănită, se gândește că nu ți este bine, mă adresez ție ca fiind partea feminină. Dacă ești bărbat, o să te rog doar să inversezi rolul, adică ea se gândește așa, nu el. Da. Bun, persoana de care tu întrebi, așa se gândește în acest moment, că tu suferi, că treci prin ceva suferință, că ești obosită deja, că lucrurile s-au tot repetat între voi, anumite evenimente. Pot fi certuri, pot fi discuții, pot fi, nu știu ce, evenimente repetitive, da, au avut loc între voi. Ce are în suflet persoana asta? 7 de spade și justiția? Nu prea e bine. Aici se pare că persoana asta și-a cam luat karma, din câte văd. Și-a cam luat karma pentru ceva ce a făcut. 7-le asta de spade arată că persoana asta consideră că ți-a greșit cu ceva. A trădat, a greșit, a făcut ceva rău, are ceva pată, are ceva pe conștiință, cum s-ar spune, da? Ceva acolo, ceva ce ți-a furat, ce ți-a furat tinerețea, ce ți-a furat, e ceva ce ți-a furat, ține un diamant aici în mână, sau poate fi ceva la propriu, da, ți-a furat ceva la propriu. 7-le de spade, se simte vinovat, să știi, se simte vinovat, dar are impresia că ceilalți din jur parcă îl tratează cu prea multă, nu știu cum să spun, parcă toată lumea îl învinovățește pe acest om, parcă toată lumea îl acuză, toată lumea e supărată pe el și el cumva se neacă așa în gândurile astea și simte, da, se simte vinovat până în adâncul sufletului. Până în adâncul sufletului, așa se simte. Și vrea să fie singur acum, deocamdată. Deci încă durerea n-a trecut, să știi. Încă durerea n-a trecut, încă are acolo pe suflet una alta. Mă uit după un pachetel micuț de cărți pe care l-am avut aici. Gata, l-am găsit. Vreau să le clarific.
Așa, pe rând. Ia să vedem. Ce mai face persoana asta? Ce mai are pe aici? Da, uite, se gândește, vezi tu, un drum lung pe care îl vrea să-l parcurgă singur. E supărat în momentul ăsta, da? E o persoană supărată aici, o persoană care suferă pentru ceea ce a făcut, îi pare rău, are regrete, are păreri de rău. Asta văd. Mi se pare că a fost judecat prea aspru. Ok, și aici cumva, abia acum empatizează cu tine, abia acum empatizează cu ceea ce s-a întâmplat. Oare de ce așa de târziu? Ce mai văd aici? Văd că persoana asta suferă, poate consumă băuturi alcoolice în exces, petrece mult timp singur, parcă și îngerii cumva se uită la el așa cu milă. E așa, cumva deamnă de milă persoana asta. Ți se face milă de el cumva. Și totuși se simte foarte vinovat. Stă foarte mult timp singur, foarte mult timp închis. Se îmbolnăvește cumva, parcă și așa are momente în care e atât de supărat încât e bolnav aproape, știi? E aproape bolnav. Da, ok. Cum a văzut relația cu tine? Ia să vedem. Turnul și treiul de monede. A considerat că... O, Doamne, turnul ăsta, vezi tu, nu s-a așteptat. Nu s-a așteptat la această separare, nu s-a așteptat ca lucrurile să se strice între voi, nu s-a așteptat ca turnul ăsta să vină. Deci a fost o lovitură puternică faptul că voi doi v-ați despărțit. Pentru clar aici, deci vorbim despre persoanele care nu sunt acum în contact. A fost foarte, foarte grav pentru el sau pentru ea. Și hoțul, apare hoțul aici. Unul dintre voi a înșelat, unul dintre voi a făcut ceva nașpa, clar. Da, și lucrurile s-au dus așa, urât la vale. Colaborare a văzut cu tine, parteneri. Deci mai vrea împăcarea cu tine sau nu mai vrea împăcarea cu tine? Nebunul, da, vrea împăcarea cu tine, persoana asta ar vrea să se împace cu tine și ar dori asta din tot sufletul. Chiar este stresat, foarte stresat în legătură cu acest lucru. Ar vrea un nou început, consideră că doar lângă tine este fericit. Dar știi care e ideea? El vrea ca voi doi să ștergeți totul cu buretele, pentru că asta înseamnă cartea nebunului. Atunci când lucrurile se șterg cu buretele, da? Să treceți peste tot. Și aici este un stres puternic prin care această persoană trece. Adică persoana asta nici nu poate să doarmă noaptea cu gândul cât de la voi doi, la cât de frumoși ați fost voi doi în trecut, la cum a fost energia voastră. Și se tot gândește aici, vezi, dacă ar avea loc un nou început. Dacă ar putea avea loc un nou început, dacă ați putea lua totul de la zero. Și ce avem? Oi, Doamne, ce gânduri negre are persoana asta. Să știi că e foarte supărat. Deci nu știu cu cine ai de-a face aici, dar omul ăsta are niște gânduri întunecate, nu poate dormi noaptea, are chiar gânduri de sinucidere. Foarte, foarte... stresată persoana asta, e foarte stresată și... Parcă viața fără tine îi se pare așa, nu știu, îi se pare groaznică, da? Îi se pare groaznică. Deci, da, la prima variantă răspunsul este pozitiv. Persoana asta își dorește împăcarea cu tine, chiar asta este tot ce își dorește de fapt. Deși în acest moment știe că tu ești rănită, se gândește la tine, cât de mult te-a rănit, ce s-a întâmplat... Nu știu ce s-a întâmplat între voi. Uite cum lucrurile aici s-au încheiat, vezi turnul și sicriul. Greșeli care sunt greu de șters cu buretele, așa cum el și-ar dori. Ce vrea? La ce se gândește? Da, se gândește la o întâlnire, să vă vedeți. Știi cum se simte acum omul ăsta? Se simte așa ca și cum dacă tu nu te mai împaci cu el, dacă împăcarea dintre voi doi nu va mai avea loc, pentru că tu ești tot ce își dorește în acest moment, lucrurile vor rămâne, așa, el va rămâne singur până la moarte, vezi, Doamne, și că nu o să mai dea nicio șansă nimănui și când viața lui s-a cam terminat, s-a cam încheiat. Nu știu pentru cine am citirea de la numărul 1, dar e omul ăsta e tare pesimist aici. Se uită la tine, se gândește la tine, da.
Da, se gândește la tine și se gândește la toată situația voastră. Consideră că, uite, tot asta vrea întâlnire, da? Să te vadă. Să lămurească anumite lucruri cu tine vrea. Deși aici văd clar și divorț, văd clar pentru unii dintre voi situație care s-a cam încheiat cu totul. Adică s-ar putea ca această persoană să-ți arate că lucrurile rămân așa, dar în adâncul sufletului, vezi tu, el să-și dorească să fie cu tine. Să-și dorească acest început. Uite, separare. Este amărât așa de separarea asta dintre voi doi. Este dor de tine, se gândește la tine. Viitorul este nesigur. Viitorul este așa numai o tristețe și o amărăciune pentru omul ăsta. Așa vede el lucrurile în acest moment. Da? Uite, amintiri cu tine, vezi? Separare și amintiri cu tine. Se uită pe poze, se uită pe clipurile voastre, se uită pe pozele tale, își amintește ce a fost între voi, cum a fost. Și aici, da, momentul în care voi doi v-ați întâlnit, momentul în care uniunea voastră a avut loc, pentru unii dintre voi, cerere în căsătorie a fost între voi sau chiar căsătorie. Dar se gândește la toate cele, parcă se uită la pozele de la nuntă în cazul în care ați fost, uite, și unul dintre voi a fost cam narcisist. E, și narcisistul ăsta văd că s-a trezit cumva. Narcisist. Nu a fost narcisist, că un narcisist adevărat nu se trezește niciodată. Unul dintre voi se gândește că a fost, adică el, da? Se gândește că lucrurile au fost un pic cam mult din partea lui. Și acum te vrea înapoi. Deci, clar, la prima variantă, persoana asta vrea împăcare cu tine. Adică viața fără tine nu are niciun rost. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru prima variantă. Îl pun un pic pe pauză și revin cu cea de-a doua. Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă. Suntem la minutul 12 și 12, să țin minte. Ok, cea de-a doua variantă. Hai să vedem. Își dorește împăcarea cu tine sau nu? Gândește-te la persoana de care tu te-ai separat și cu care tu vrei să te împaci. Și să vedem dacă vrea sau nu vrea, prin ce trece acum, în acest moment, care este starea, cum te gândești acum, ce mai are în suflet pentru tine. Contează foarte mult fiecare detaliu, cum a văzut relația cu tine, cât ați fost împreună și dacă dorește împăcarea, bineînțeles. La capătul cărților, 10 de monede. Familia joacă un rol foarte important aici la voi. 3 de spade, durere. Din cauza triunghiurilor, aici vorbim despre triunghiuri amoroase deja. Deci clar aici este o a treia energie, unul dintre voi a înșelat. Ok. Și se pare că toată familia știe. Ia să vedem. Ce avem aici? Cine este această persoană? Sau cei cu această persoană? Văd că avem pe cineva din Gemeni sau cineva din Leu sau cu marcaje puternice pe aceste două zodii. Persoana asta are de făcut o alegere. Are de luat o decizie în acest moment și este destul de indecisă. E aici o luptă de putere din câte observ. Pentru că avem puterea și știți bine că în Cartea Puterii vorbim despre împărăteasa care cu mâinile goale reușește să îmblânzească un leu. Deci aici este cumva vorba despre tine, energie feminină și puterea pe care tu o exerciți asupra acestui bărbat. El analizează acum, se tot gândește cât de puternică este relația voastră, urmează să ia o decizie. Vedem cine mai arată cărțile. Ia să vedem cum se gândește la tine în acest moment. Și avem soarele și 4 de monede. E foarte încăpățânat acest om, în primul rând. Este extrem de încăpățânat. Dar soarele îi aduce claritate, cumva, în minte. Îi face lumină. Doamne ajută să-i facă lumină în minte. Pentru că după încăpățânarea asta apare soarele, cumva. Adică, cum să spun eu ție, e ca și cum omul ăsta a ținut o idee aici, a ținut de ceva cu dinții, știi? Și la un moment dat și-a dat seama, stai mai un pic, că lucrurile nu sunt chiar așa. Și o să vreau să clarific pentru a vedea mai clar ce vor să-mi spună cărțile. Și o să începem cu această persoană. Această persoană care a ieșit chiar persoana și un copil. Aici avem o mamă și un copil.
o mamă și un copil. Relația voastră a fost de tipul mamă și fiu? E posibil, dacă ești energie feminină și mă asculți, e posibil ca relația voastră să fi fost gen mamă și fiu. Adică, tu l-ai iubit atât de mult pe acest bărbat, încât te-ai transformat ușor-ușor în mămica lui. Ai avut grijă de el tot timpul, l-ai răsfățat, l-ai învățat așa să depindă cumva de tine din toate punctele de vedere, poate că nu financiar, dar emoțional cu siguranță. Și tu te-ai transformat ușor-ușor în mămica lui. El așa te percepe în acest moment. Da? Ok. Pentru că și aici, sau tu ai un copil. Mai este și situația în care tu ai rămas mamă singură cu un copil și el se gândește la lucrul ăsta. Dar dacă a doua parte, a doua variantă este exclusă, atunci clar vorbim aici despre relația dintre voi doi, de mamă și copil. Tu l-ai educat, tu te-ai purtat ca și cum ești mama lui, nici de cum iubita lui, iar el s-a lăsat cumva condus, da, de tine în direcția în care, nu știu, tu ai vrut probabil, da, pentru că relația asta de mamă și copil, când vine vorba despre relații amoroase, nu e ok, știi? Nu e ok. Partenerii trebuie să fie egali, vezi tu aici, îndrăgostiți, egalitate între voi doi. Adică drepturi egale, na, totul trebuie să fie la fel. Dar aici e un dezechilibru. Bun, ce mai avem aici? Mai avem un bărbat care ține foarte mult la copil. Deci dacă a doua variantă este valabilă, în care tu ai un copil sau voi doi aveți un copil, bărbatul ăsta ține foarte, foarte mult la copil. Deci tot ce are în minte acum este copilul vostru. Pentru că aici avem un bărbat care este extrem de încăpățânat, dar în același timp ține foarte mult la acest copilaș. Vezi? Bun. Ce mai avem aici? În subconștientul lui în acest moment. E destul de dezamăgit. Ce simte pentru tine? Dezamăgire simte. Spun sincer, dezamăgire simte sau refuză ceva aici din câte văd. În viitor, parcă refuză să te mai iubească, refuză să mai simtă, refuză să, nu știu, dar patru de cupe arată așa o dezamăgire, un refuz, o stare destul de grea. Da, aici vorbim despre o trădare. A avut loc o trădare între voi doi și această trădare s-a transformat în ce? Într-un blocaj între voi. Da? S-au blocat lucrurile, nu mai funcționează. Păi, da, e destul de greu să mai funcționeze în urma unei trădări. Avem zecele de spade, persoana asta s-a simțit rănită, s-a simțit pusă la pământ sau invers, dacă energiile pot fi și invers. Și spânzuratul. Spânzuratul, el a încercat sau unul dintre voi a încercat să vadă lucrurile sau probabil că discuțiile între voi, tu ai încercat să-l faci pe el să înțeleagă anumite lucruri, el a încercat să te facă pe tine să înțelegi anumite lucruri, să le vedeți și din punctul celuilalt de vedere și tot așa. Discuții și discuții aici între voi. Da. Bun. Probabil că aici a fost o chestie de lungă durată, vezi tu? A fost o chestie de lungă durată. Bun, ce are el în suflet? Pe tine. Pe tine și te refuză în acest moment. Refuză să accepte, refuză să... E supărat, e supărat tare. Mai vrea împăcarea cu tine sau nu mai vrea împăcarea cu tine? Și avem aici un 8 de monede și regina de spade. Da, într-un fel, într-un fel. De ce spun într-un fel? Pentru că ar vrea cumva s-a gândit și la această posibilitate, dar în condițiile lui. Ce înseamnă în condițiile lui sau ale ei? Da, înseamnă că tu trebuie să respecti de acum înainte, dacă vă împăcați, să respecti ceea ce el vrea sau ceea ce ea vrea. Adică nu mai există libertate între voi doi ca și cuplu, ci el o să vină cu niște reguli sau tu o să, sau care e unul dintre voi, da, cu niște reguli bine stabilite și pe care tu, pentru că tu probabil îți dorești împăcarea, trebuie să le respecți. Deocamdată e destul de supărat această persoană, din câte observ, încă are energia asta reginei de spade, lucrează foarte mult doar să scape de gândurile astea, știi? Ia să vedem.
Da, și consideră, vezi tu încrederea, chestiune de încredere aici e foarte dificil, la varianta 2 e foarte dificil și spun și de ce, pentru că el consideră că tu ești vulpiță, că ești o persoană falsă, cu două fețe, cu 10 fețe, cu cât o fi, sau invers, tu consideri că el este așa și atunci lipsa încrederii într-o relație nu duce la nimic bun, pentru că e dificil. Da, să conviețuiești cu un partener în care tu nu ai încredere. Scurt, e foarte, foarte dificil pentru că odată ce a avut loc trădarea pe care eu o văd aici în trecut, asta înseamnă că acea persoană ce a trădat-o, tu sau el, tot timpul va sta cu teamă și cu frică că acel lucru se va repeta. Da, și na, nimeni nu vrea să trăiască așa cu teamă. Ia să vedem aici. Nu, deocamdată nu. Vezi, e destul de supărat. Granițe. Evită conversația, evită să vorbească, evită. Este încă supărat. Vezi, cartea asta zice clar. Nu astăzi, sunt încă supărat. Încă nu vreau. Încă vreau să stau departe de tine. Încă sunt rănit, rănită, știi? Deci persoana asta ține la copil sau... ține la, nu știu ce aveți, aveți ceva împreună, poate fi și un animal de companie, poate fi orice, sau caută pur și simplu o cale, uite, da, separare, se gândește la separare, se gândește la, și nu vorbește, persoana asta nu vorbește în acest moment, sau nu vrea să discute, nu vrea să vorbească. De două ori mi-a ieșit în mintea lui că nu are chef să vorbească. Mai târziu este posibil să vrea împăcarea, dar ți-am zis, termenii și condițiile sunt mai bine nu. Ce mai văd aici? Este o persoană de modă veche, o persoană care nu acceptă așa cu ușurință, adică nu prea, persoana asta nu e chiar open mind, știi? E o persoană așa clasică, o persoană care analizează foarte mult anumite lucruri, analizează ce s-a întâmplat între voi, uite, repetă anumite evenimente în mintea lui sau a ei de mai multe ori, da, se tot gândește pentru că are de luat o decizie pe care încă nu a luat-o. Și ce mai văd aici? Văd că deocamdată încearcă să găsească o soluție, da, are de luat o decizie, încearcă să găsească o soluție, trece așa prin toate evenimentele dintre voi doi, trece prin toate stările pe care voi le-ați avut, toate problemele pe care le-ați avut și aici are inima ruptă, uite, inima făcută ferfeliță deocamdată, da, deci deocamdată nu e bine, este supărată persoana asta, este rănită, am de două ori cuvântul rănit și în minte și în suflet. Da, este cumva, îl doare, să știi, îl doare foarte tare faptul că v-ați separat, e o durere aici. Ups, bine, da, uite, te-am aruncat pe tine pe jos, vezi, cumva încearcă să te scoată din inima lui el, asta încearcă să facă în acest moment. Asta vrea să facă, să te scoată de acolo, din sufletul lui și nu poate, deocamdată nu poate. Dar se luptă, să știi, să te scoată. Da, uite, vrea să se elibereze de trecut, să se elibereze de tine, să se elibereze, să se vindece. Nu știu, aici mi-apare ca și cum trădătorul ai fost tu, știi, așa consideră el. Ia să vedem mai departe ce mai avem aici. Împăcarea. Împăcare. Nu știu ce să spun, pentru că aici e așa cu du-te vino. E cu du-te vino. Parcă veți avea o conversație, să zic. Veți avea o conversație mai târziu. Este posibil împăcarea și la numărul 2. Dar, da, clar, veți avea o întâlnire și veți avea o conversație. Veți vorbi, veți discuta. Lucrurile se vor mai stabiliza între voi, dar nu acum. Nu în acest moment. Mai durează puțin. Pentru că deocamdată, dacă tu ai încercat, de exemplu, ești separată de această persoană, da, și încerci să o suni, încerci să o bombardezi cu mesaje sau mai știu eu ce minuni mai faceți voi, nu este bine. Deci nu este bine, clar, nu este bine, pentru că persoana asta suferă în acest moment, persoana asta încă e supărată rău tare. Dar, în viitor, lucrurile s-ar putea, da, să, cu o discuție, vezi tu aici, văd că o să te contacteze, deci clar, sau tu, sau, na,
veți vorbi, clar, uite, mi-apare de două ori că veți comunica, veți vorbi, veți avea o conversație și lasă praful un pic să se așeze, știi? Lasă-l un pic să se așeze praful. Pentru că, dar ți-am zis, nu prea îmi plac anumite lucruri aici în viitor, pentru că ce are de gând această persoană lucrează la un plan, nu mai acceptă nimic din ce a acceptat, relația voastră va avea cu totul altă nuanță, să zic. Deci dacă tu te împaci cu această persoană, relația nu va mai fi la fel cum a fost. Sunt reguli și condiții pe care tu va trebui să le respecti. Ca să nu mai spun că toată familia știe, toată lumea știe despre trădarea asta a ta, dacă este a ta sau, da, toată lumea. Uite, triunghiul ăsta amoros, da, noua iubire, noua dragoste a unii dintre voi, da, se știe despre ea. Da. Bun. Bun, drăguților. Cam atât am avut și la numărul 2. Eu sper că ați înțeles mesajul, sper că v-a plăcut, am ascultat sugestiile voastre, mâine încerc să vin cu o etalare pentru triunghiuri amoroase, dar nu promit pentru că în ultima perioadă nu prea am reușit să mă țin de treabă, nu prea am reușit pentru că afară e foarte frumos și am și vizitatori și da, e o nebunie aici la mine. Bun, și încerc să găsesc, nu știu cum să fac, să-mi găsesc așa un pic de timp pentru a face etalările voastre. Bun, scumpilor, eu apreciez faptul că ați rămas alături de mine până la final și până data viitoare, tot ce pot să vă spun este să aveți grijă de voi, să vă iubiți mult și mulți pupici, numai bine. Ciao, ciao!